Sunteți de acord cu ea? Trebuie un mici primar, le-a ajutat. Înțeles. Da, ce să zicem. E punctual. Dar, dacă sunteți de acord cu procesul verbal de pe reședința din 9 decembrie. Da. Ești ordinea de zi, mă. Pe ordinea de zi avem 14 proiecte de hotărâre. Primul proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării serviciului de utilități publice, inițiatorul domnul Silviu Dinei. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și altor taxe, care constituie surse de venit ale bugetului local al Comunei Burabăi. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare și a regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru unitatea administrativ-teritorială și Comuna Burabăi, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de stabilire a condițiilor de majorare a impozitului pe clădiri și terenurile neîngrijite de pe raza Comunei Burabăi. Proiect de hotărâre privind stimularea natalității la nivelul Comunei Burabăi, prin acordarea unui stimulent financiar fiecărui nou născut. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții în locuire în peritoare, clădirea administrativă Sat Capăta, Comuna Burabăi, județul Bacău. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții în locuire în peritoare, clădirea administrativă Sat Pălchinata, Comuna Burabăi, județul Bacău. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei donații constând în mobilie pentru grădiniță, inițiator primar Dinei Silviu. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului cu titlu gratuit a unor bunuri mobile către școala gimnazială numărul 1 Burabăi. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului cultural dat în și obiceiuri strămoșești Comuna Burabăi și regulamentul de organizare și desfășurare a acesteia. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului traseului și a orarului de funcționare a stațiilor și a consumului de carburant pentru microbusul școlar. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de închirieri Pășun, numărul 12.110 pe 10.07.2020, încheiat între Comuna Burabăi și Pașcu Doina. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Burabăi pentru anul 2021 și 14 diverse. Este toată lumea de acord cu ordinea de zi? Da. Okay. Începem cu primul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării serviciului de utilități publice. Inițiator primar Dinei Silviu. Vă rog să dau cuvântul. Da, nu e nimic. Ieși din comun, știți, avea paragială vorbă, să se revizuiască primești, dar să nu se schimbe nimic. Conform legii serviciilor de utilități publice, serviciul trebuie să poată denumirea serviciu public de utilități. Ele sunt reglementate ca servicii publice, așa cum vedeți în Năvănești, serviciu public pentru evidența persoanelor, serviciu public pentru permise și pașapoarte, serviciu public, nu știu, diverse activități supuse cu relații cu public, trebuie să numească serviciu public de utilități. În rest, rămâne așa cum îl uzăm, până la definitivarea lucrării de alimentare cu apă, ce licențare. Este toată lumea de acord cu acest proiect? Nu am întrebare, mi-a dat un pic. Deci noi trafici participă numai denumirea, care trebuie să fie organizare. Reorganizare înseamnă să... Nu, de funcții se... Păi, dar n-am dat strat de funcții, n-am dat nimic. Doar e organizare pe redenumire. Votez. Da, ok. Cine Pedro, toată lumea. De lume, ești de acord cu noi? Așa, de tine. De toată lumea, tot nu l-am voie. Aia era amas, dat desene numai, adică era multe gânduri. Ok. 2. Proiecte de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și alte taxe care constituie surse de venit ale bugetului local al Comunei Burabăi pentru anul 2022, inițiator primar Dinei Silviu. Mulțumesc, doamnă primăroară președintă. Așa cum ați putut vedea în cadrul proiectul de hotărâre pe care l-am înaintat pentru studiere, la nivel de taxe și impozite locale aplicăm doar coeficientul de inflație 2,63%, așa cum prevede codul fiscal,
Deci, cu alte cuvinte, taxele și impozitele locale pe terenuri, clădiri, auto, se vor majora cu 2,63%. Asta e legea, o respectăm, suntem obligați să o punem în aplicare. În rest, alte majorări de taxe și impozite locale, cum am spus, impozite pe teren, pe clădiri sau auto, nu am preconizat. În schimb, am introdus o serie de noi taxe, taxe speciale locale, care o să ne ajute să îndeplinim obiectivul pe care l-am propus cu toții pentru anul viitor. Vă aduc aminte că avem depus din bugetul local o sumă frumoasă pentru alimentarea cu apă a comunii Gurabăi, fapt pentru care nu ne mai permite să facem gratuități. Dacă anul ăsta nu a fost taxă pe iluminat, având în vedere că prețurile la energie electrică s-au dublat și costurile de întreținere ale rețelei la fel sunt destul de însemnate, am prevăzut o taxă pe iluminat care să asigure măcar să plătim ceea ce ne ajută firma de iluminat și face întreținere. După care, toate consumabilele primăriei folosite pentru interesul cetățeanului, până acum au fost gratuite anul. Anul viitor nu-mi permit să le mai las fără niciun cost, pentru că doar la un dosar de preemțiune consumăm jumătate de top de hârtie, se face proces verbal la 30 de zile, la 45 de zile, două drumuri la Bacău. La 70 de zile, două drumuri la Bacău. Așteptăm avizul Direcției Agricole. Este un volum de consumabil care se consumă la fiecare dosar în parte. Iar v-am spus, nu mai ne permitem ca și comună, mai ales pentru anul 2022, vorbim, să oferim gratuități. Toate serviciile s-au dublat ca prețuri, costă. La nivelul comunii Gurabăi, taxele de-a lungul timpului nu au fost majorate la un nivel excesiv față de alte comuni. Consider că și pretenții cetățenilor s-au ridicat, dar încă o dată vă spun că anul viitor care bate la ușă, avem pus din bugetul local pentru alimentarea cu apă o sumă de aproape 13 miliarde. Sunt bani mulți, cei care au fost în primărie, domnul Antohi, domnul Mihalcea, știți foarte bine cât e venitul de bugetul propriu, de la care îl încasăm din taxe și impozite. Și cât încasăm? Și cât grab din casare bunișor. Și cât încasăm din el, dacă ar fi să facem tanda pe mandă, într-un an de zile nu încasăm cât trebuie să achităm la apă. Deci trăim efectiv din echilibrarea de cote, echilibrarea de bugete, fapt pentru care zic eu că tabloul taxelor și impozitelor pe anul viitor este profund justificat. Nu am pus taxe mari, dar taxe care ajută la acoperirea unei mici părți din ceea ce cheltuim, pentru ca să ne putem canaliza energia bugetară la definitivarea proiectului menționat anterior. Am mai introdus și câteva taxe pentru cei care nu au răbdare. Sunt o grămadă de oameni care nu așteaptă, în afară nu așteaptă. La ei, în Italia, în Franța, în Spania, sunt extrem de respectați și li se dă pe loc. Și stau pe aici, pe la ușă, nicio problemă, putem și noi să dăm în regim de urgență, anumite documente, dar contra cost ca și în afară. Foarte. Deci, dacă poți să aștepți puțin, o să iei aproape gratuit, sau cu 5 lei, sau 2 lei, sau cât e fiecare act în parte. Dacă te grăbești tare, poți să-l iei în regim de urgență, dar contra sumei de 15 lei. Am băgat o taxă de regim de urgență. Zic eu că nu am sărit calul în aprobarea taxelor și impozitelor. Încă o dată am ca prioritate și în minte suma aceea frumoasă pe care trebuie să o suportăm, pentru că, așa cum am stabilit de la bun început, dezideratul nostru ca și for local pentru perioada asta este alimentarea cu apă în cele 5 sate. La taxa de iluminat. Eu să spunem întreținere iluminat. Nu știu cum ați ieși mă văd acolo, dacă da. Oricum ar fi. Da, taxe de iluminat. Să nu apară acolo taxe iluminat public, întreținere iluminat public. E cel mai bine. Da, e cel mai bine, iar... Dacă v-ați uitat cum am... E
generic, e o taxă de gospodării comunală acolo, cumulată cu mai multe, n-am vrut să mă duc pe taxe individuale, e o taxă de gospodării comunală, am putea să-i spunem, care duce către fiecare serviciu cu un leuț, ca să zic așa, am prins iluminat, am prins dezăpezire, am prins serviciile video, am prins cam toate serviciile pe care le oferim. De altfel, să știți că și legea în general, nu prea mai permite să faci concesiuni de tipul ăsta, pentru că orice serviciu, conform practicilor, trebuie plătit. Acum că am hotărât să nu-l plătească în integralitate cetățeanul și să-l suporte într-o cotă bună parte bugetul local, pentru că n-ai cum să împarți tot iluminatul public într-un an de zile la cetățeni, pentru că e costisitor. Dacă anul ăsta a fost 2.200.000, gândiți-vă anul viitor că se duce între 3 și 4 miliarde. Costuri. Firma, să știți că nu mă costă. Mă costă undeva la 40.000 de lei pe an. Îi chem o dată la 2 luni, la 3 luni, intervenție undeva la 4.500 de lei, plus minus, să știți că nu-i vorba. Eu am zis să acoperim măcar întreținerea cu iluminat. Dar să nu vă imaginați că acoperim în totalitate costurile pe iluminat. Domnul Mihaiță? Da, să nu am eu, n-am de la numele de casă. Noi, când am notat primele numele de casă, fiecare poartă, am plătit tot taxă în șutera. Este trecut. Da. Părerea mea, banii, dacă îi părerea, să mai pun niște plăcuți pentru fiecare străz. Sunt, cum e Dumbrava, strada de Aluanii, destul de lungă, sunt două plăcuți, nu prea. Eu zic, unii sunt ulițele mai lungi, trebuie suplimentat. În logica taxei, taxa pentru nomenclatură stradală, să știți că nu am prevăzut-o pe denumirea de străzi. E vorba de ceea ce dai la om individual, numărul de case. Taxa din nomenclatură stradală o să acoperi sau nu o să acoperi costurile, mai puțin are importanță. E vorba că oamenii își achit de contravaloarea numerilor. Ca să țină și din număr. Putea din contul să vadă că am prevăzut acest lucru în buget, iar ca denumirii din străzi este obligația primării și n-am când să încasez bani de la oameni, e obligația primării să respecte și să aplice nomenclatură stradală. Dar asta le vom mai cumpăra. Pentru controlul pe care l-am avut de la cei de la Matu, vor să vadă că la intrare pe dreapta și la ieșire pe stânga, de pe o anumită arteră, sunt cele două plăcuțe. Știți că și acei 5 lei pe care am trecut responsabilizează omul, că dacă e gratuit, la număr. Nu are. Pe când dacă îl plătești, ține din număr. Cam asta e logica, să știți. Nu, foarte bine. Atât am da, eu m-aș lega aici tot o taxă pentru vehiculele lente, 37 de lei pe zi. A apărut tot felul de, cum să ne zic eu așa, tot felul de atelaje pe care tranzitează pe raza Comunii Gurabăi, nu sunt înscrise niciun fel de regim de circulație, dar totuși vin, am văzut că vin, mai aduc lemne, fiecare, numai cu numere galbene, numai cu numere de altă comună. M-am spus că nu prea de acord așa ca fiecare să exploateze comuna cum dorește, fără să lase măcar acolo ceva la bugetul local. Nu știu cât e de justificat acel 37 de lei pe zi, dar i-am mai văzut. Au început să apară cu numere galbene din altă comună, cu remorci mă refer, cu vin, cu pepe, cu asta. Taxă de vânzare nu poți iei, că nu i-ai perceput, nu i-ai oferit condiții de vânzare ca o piață autorizată și să iei taxa, adică ar fi ilegal să iei o taxă fără să îi oferi spațiu. Dar o taxă de tranzitare poți iei. Cu toate celelalte probleme m-am întâlnit și eu de-a lungul mandatului, dar acum am aici, deci clădire cu cadre de beton pe armat, pe reconstrucție, cu instalații și fără instalații de apă și canalizare, cu 1295 per metru pătrat. Deci dacă o casă are 300 de metri, 1295. Deci, 0, nu știu cât din ea. Așa, ori 0,1. E cumulat. Deci ca să prins la noi nu să ajungem la sume astfel. Nu se percepe la domnul contabil cu domnul Franța. N-am perceput niciodată taxă. Și deci în asta, ce poate mai să problema acum? Un singur lucru, mă înțeleg, dacă tot spune că nu facem cadouri, creanțe fiscale sunt 40 de lei. Da, este un ordin de lucru. Nu le mai dăm, deci să le mai dăm creanțe, dar nu mai plătește niciun adunț, așa. Și mai dat 40 de lei acolo și mi-i taie. Este o prevedere din codul fiscal în raport. Din 2015 noi. Referatul motivator, găsiți actualizat codul fiscal și aveți o prevedere, este inclusiv ordine. În fiecare an se dă ordine din Ministrul Finanței, creanțele fiscale sunt 40 de lei sau se anulează automat. Am vrea că ați dat dumneavoastră hotărâre în sensul ăsta. Da. Eu asta n-am făcut.
dumneavoastră. Deci cu excepție totul este ok. Mai sunt vreodată cuvânt? Să votăm, vă rog. E pentru? Nu pot fi nimeni. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare și a regulamentului de instruire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru unitatea administrativă teritorială Comuna Gurabăi, județul Bacău, inițiator primar din SIN. Vă rog să-l ascund. Mulțumesc, doamnă profesoară președinte. Am făcut și un sondaj de opinie în mediul public cu privire la această taxă de salubrizare. Anul trecut a fost din scurt preluarea mandatului și a trebuit să o îngropim. Am îngropit-o pe gospodării, merg în continuare pe această idee. În schimb, conform planului de evoluție tarifară pe care îl face ADIS-ul anual, în fiecare an sunteți conștient că taxa, costurile de operarea acestui serviciu de salubrizare, mai ales la nivel de groapă de deșeuri, cresc. Dacă anul ăsta au fost 680 de lei, anul viitor e tona, ca să-mi precizez corect, anul viitor e 730-750, deci el în continuare crește. La noi populația scade. La noi în continuare populația scade. Avem până la data de astăzi 120 de persoane decedate pe raza Comunii Gurabăi în anul 2021. Evident că mă voi lega în continuare de acea gospodărie. În schimb, ar trebui să merg cu taxa față de anul ăsta mai sus. Mai sus. Mă duc pe 220 de lei de gospodărie. Ori, în felul ăsta aș impacta foarte tare persoanele singure. Știți că și anul trecut a fost o discuție cu aceste persoane singuri, persoane vulnerabile, trăiesc dintr-un singur venit, marea majoritate, probabil, din pensia aceasta minim socială, și atacul asupra lor ar fi cel mai mare, zic eu, dintre toate categoriile. Acum am venit cu un model de taxă, el nu e bătut în cuie, să știți. Îmi pare rău că nu ne-am întâlnit în prealabil pe discuții de tipul ăsta, dar să știți că și timpul e foarte comprimat. Am prevăzut trei categorii de plătitori de taxe de salubrizare. Gospodării 0-1 persoane, care plătesc aproape 125 de lei pe an, suma pe care v-am prevăzut-o acolo. 2-4 persoane. 250. Și 5 egal sau mai mare de 5. În felul ăsta respect și principiul că e clar că o familie mai numeroasă generează mai mult gunoi. Deși în practică să știți că nu se întâlnește neapărat ad literam. Iar diferențierea ar fi una, zic eu, bine graduată. Nu sunt costuri foarte mari. Cred că suntem două primării în județul Bacău care dăm un astfel de tip de hotărâri. Restul merg pe procedura standard, domnul Mihal ce o cunoaște bine, nu, planul de evoluții, ori numărul de persoane, din gospodării. Ei, gândiți-vă că anul ăsta, la nivelul rural, ar trebui să fie undeva în jurul 11 lei, planul de evoluție. 11 lei la o familie cu 5 membri, 11 ori 5, 55 de lei. Ori 12 luni, îți peste 6 milioane taxe de salubrizare. Nu aș putea să fac, să mențin tipul ăsta de taxe în continuare, pentru că ar fi o jumătate de salariu într-o lună în care se aduce numai pe taxa de salubritate. Mai e o discuție pe care am avut-o cu consilierii PSD și care mi-au transmis că doresc să depun un amendament la proiectul de hotărâre, după ce am discutat în prealabil. E o hotărâre un pic riscantă, dar ei își doresc să unifice categoria 2 și 3 într-o singură categorie. Adică să avem două categorii de plătitori. O persoană, 0 persoană și peste două, egal cu două sau mai multe persoane. Aici intervine un pic lipsa unei baze de date actuale în privire la câte locuințe sunt cu o persoană, câte locuințe sunt două sau mai multe persoane. Bugetar vorbind, adunând, făcând media extremilor, m-aș duce acolo unde îmi doresc să ajung. La undeva la 200 de lei de gospodărie. În condiții în care să spunem că cei cu o persoană ar fi egal cu cei cu două sau mai multe persoane. Adică să zic că ar fi o jumătate. Nu e un lucru
dovedit cert. Dar aș putea să inițiez și această discuție cu dumneavoastră și după ce ne consultăm împreună, în cadrul ședinții, să stabilim formula cea mai ok și aș dori să ascult părerea fiecărui consilier în sensul ăsta. Deci aveți cele două variante, cele trei categorii pe care le-am propus în proiectul de hotărâre, sau varianta 2 doar cu două categorii de plătitor. Da, oricum discrepanța va fi și aici între voi și mai da, aveți dreptate, la o persoană sunt și cazuri în Dumbrava, care mai două săptămâni, eu sunt scump, eu singură persoană, să plătesc. La fel ca și... Dar dacă aș avea la care două, trei persoane, deci o să și ai și o plătită la formă, da, e bun, da? Să vă o, dați-mi și o opinie, ca să adun opinia consiliului. Nu, e bun, două persoane, sunt care doi, n-are cum să plătească care trei sau cinci piste. E mult, dacă luăm așa, plătește două persoane, plătește 250 lei. Cât plătește trei persoane sau mai mult? La cinci, în sus. Plătește mai mult. Aruncă mă tigă. Deci, dumneavoastră, înțeleg că sunteți pe... E bun cum iasă așa, eu vă spun cum e bun. Nici ăla care dă două persoane să plătească pentru cinci. Nu, nici așa, ia disparce discriminare. Bă, cum e discriminare? Stai și te gândești. Tot îi discriminare. Tot un tom de rând cu noi, da. Da. La sfârșitul unic. Cel mai bine ar fi că ar fi luat. Bă, au venit la familia asta, la casa ei. Ba, cât gunoi am luat? Cum îl cântărești? Băi, ori îmi plătesc la tole, ori îmi plătesc la număr de persoane. Dar zici că la mărbuc, eu spuneam, doamne, să vină mașina, cum? Hai să... Dar hai să mergem... Hai să nu vorbim cum ar fi bine. Hai să vorbim că ne aflăm în cadrul unui contract de legare, valabil până prin 2024, dacă nu mă înșel. O încercam Uineștiu și Dărmăneștiu să facă scheme de exhibiționist și au pierdut cu primul, plătește penalități. Hai să vedem cum putem punctual, nici să omorâm cetățenii, dar să ne acoperim totuși cu trebuie să ne acoperim cetare, da? Luat-o ca o părere. Deocamdată e bine așa, cu trei. Corect, dar asta și ați calculat. Și vedem după primul trimestru cât gunoi se generează. Cum ieșim cu valoare pe clădire și pe persoană și atunci să vedem, scădem sau mărim. Deci sunteți de acord cam cu proiectul de hotărâre în formă așa cum i-a cuprins? Da, așa ar fi. Tot eu am o întrebare la ministru. Da, da. Dar să vreau să ascult părerea de acord. Hai să vă mai întreb și eu tot dacă suntem tot la punctul ăsta. Noi oricum n-am încasat toți banii ăștia cu gunoi, cu salubritate. E o problemă. Ei nu se încasă niciodată, domnule. Domnule, cum se poate rezolva să încasă? Unii problema asta. Am înțeles că ăștia care sunt prin străinătate, chiar nu putem să dăm de ei, care pleacă, vin, nu vin la o reverență, nu vin acasă de sărbători, sau nu vin de în vară, în concediu. Să vă prezint punctual situația serviciului de salubritate. Noi, într-un și an... deficitar, în care unii statele alea care sunt probleme așa de... Avem cât? Am dat 300 sau câte dat 30 de mii. Într-un an de zile, undeva la 370.000 de lei taxa de salubritate. Cu plus, minus, în funcție de valorile lunilor august și decembrie, când se generează cel mai mult bun. În primul și în primul rând, este un serviciu. O dați deoparte din categoria taxelor locale. Legea spune că nu trebuie să faci nici profit, dar nici nu trebuie să ieși în pierdere. Adică ai obligația ca și consiliul local, ca și urmator de credite, să prevezi o cheltuială, cât venitul, sau venitul cât cheltuială. Adică cât încasezi, atât plătești. Anul ăsta am achitat din bugetul local 60.000 de lei și mai avem din casat 159.000 de lei. Adică mai avem din casat 1,5 miliarde. El se acoperă ca și serviciu. Dar eu ce fac? La finalul anului, la începutul anului, cei datori, ce scot pe listă de rămășiți, îi evidențiez în lista debitorilor, le fac urmărire, fac executare silită. Iar curtea de conturi când vine, prima măsură, știți care este? Recuperarea sumei. Noi să recuperăm conform codului de procedură fiscală. Dar ideea este că eu trebuie să îmi preconizez din start acea cheltuială. Dar eu când o fundamentez, pentru bugetarii, eu trebuie să știu că anul ăsta am de încasat, conform hotărârii de consiliu, 400.000. Nu pot să cheltui mai mult de 400.000. Nu e o problemă această achitare din buget local, v-am spus că sunt proceduri prevăzute prin care putem recupera. De exemplu, vă spun sincer, chiar dacă e televiziune aici, azi am dat banii de căldură. Am făcut felii, am făcut. Au avut de luat 16 milioane beneficiari, dar nu au plecat niciunul cu mai mult de 6. Foarte bine.
Da. Asta e. Nu că avea pus asta. Am încasat la plasă de salutate azi 35.000 de lei. Dar cine se vede? Deci am soluții, nu vă faceți problema. Problema este să nu lovim foarte tare într-o populație destul de săracă, zic eu. De asta v-am cerut părerea. Mie ok și cum, și așa, și așa, eu mă descurc la nivel de încasare. Generează gunoi mai mult. Și toate gunoaie, doar știți acum, rai, pături, acolo că sunt tot la mai mult, două persoane sau două care sunt alături. Cum știe, omul, ați văzut, îi dai de pomană, el l-aruncă în pădeu sau la... Eu mai aștept, tot, eu mai aștept părere, da. Domnul Antoiu. Nu, eu sunt de acord cu un coi proiect, că nu am două mila, așa. De asta e ședință. Deci la una, două persoane de se duce în jur de 125 de lei pe an. 0,1. La două, patru persoane se duce cam 250 de lei pe an. Da. Și la mai mult de 5 sau mai mult, așa, se duce 350 de lei pe an. Da. Problema o să o aveți la punctul 3. 5 plus. Concasarea. Că ăla care aduce 6 copii, ăla nu va plăti niciodată. Sau dacă va plăti, va plăti pe... Țării. Pizzerite sau cât apuc. Sau că n-are nevoie de ceva și e constrâns. Și atunci mai las un bat. Și trebuie găsit o soluție, nu știu mai... De asta și este că ar trebui să o mai gândim. O lăsăm așa. A, să modificăm parcursul anului. Și o lăsăm așa să... Trasez o serie de bani după aia. O lăsăm așa să porcă și pentru... Nu-i lăsa în cursul anului, dar pentru la anul. Poate să mai schimbă... O lăsăm sub formă de test anul ăsta? Da. Atunci ce facem? Cei care produc mai puțin gunoi trebuie să suporte, să plătească și pentru cel care produce mai mult în cadrul ăsta. Nu, zici așa. N-a fost vorba de asta. Deci a fost vorba de sume pe care trebuie să le ia. Deci n-a fost vorba de asta. Și dacă tot este propusă schema asta, să curgă schema asta, vedem și rezultatele. Vedem și rezultatele. Și pentru la anul, atunci, știu. Orice, e mai mult din casa decât de anul trecut, decât de anul ăsta. Și clar, echilibrăm balanța imediat, chestii care au avansă în timp stat. Eu îmi prevăd bula, deci bugetul pentru salubritate, mi-l prevăd în modul ăsta, adică anul de încasat, chiar dacă nu o să-l încasez niciodată. Da. Înțelegeți? E o rezervă care... Ați înțeles ce vă spun. Nu, pentru că ce înțelegem și la... Să curgă și pentru că tragem concluzie. Care și mai multe persoane plătați și impozite la curs construcții sau clădiri nu plătește așa de mult pentru că n-au palate nici... Ați văzut și regulamentul. De exemplu, da. Până acum era, venea omul, trebuia să declare. Bun, nu declară, omul, vă spun eu și cine nu trecă prin administrația are experiență. Omul nu vine să declare. Bun, am imediat articol prevăzut, dacă în două luni declară, taxele și impozitele merg conform datelor în evidența Registrului Agricol. Și ei le fac impunere din oficiu. Deci nu mai îi lasă atitudine neapărat a omului, când lasă atitudinea omului, deja lucrurile se precipită. Niciodată n-are timp. Nu-și depune declarații, nu știu, nu a avut timp, tot timpul există o scuză. O altă parte a taxei salubrizare pe care vreau să vă aduc la cunoștință, că nu ridica nimeni problema, ați văzut că am prevăzut 0-1 persoane. Adică și în casa cu 0 persoane. I-am mai scutit de-am trecut. Nu mai pot face concesiuni de tipul ăsta anul viitor. Nu mai pot. Dacă mă înțelegeți. Deci mai putem dar tot nu i-am sutit. Să vă spun de ce. Din experiența zilnică. Au venit. Declarații, nu stau, nu locuiesc. Dar și când vin și fac curat, mi-o umplu containerele din comun. Da, alea... Și acum putem să o vedem așa. Cetățenii plătesc taxa de salubrizare pentru igiena gospodăriei proprii, iar cei care locuiesc la Onești și vin și coleg roadele câmpului, o să vă o taxă de igienizare a comunii. Pentru că și gunoaia adun, nu vă spun că am adunat de la Podobeni 25 de bidoane de acid. Băiatul de la DSP și servicii s-o ars în timp ce le-a adunat. Așa să nu credeți că dacă vedeți drumul curat, înseamnă că chiar lumea nu aruncă. Aruncă. Și cu alea știți ce fac? Tot în tomberoanele primării, pun tot la rom presta, ajung, tot li plătesc. Deci, ăsta e circuitul. Nu crede cineva că le iau și acum le fac să le ascund. Că n-am, nu-s mafala. Iar cu controlele care le-am avut, nu mi-am permis să fac glume, să le bag de malul apă sau până iar, vreau să vă spun că apele românii putea să-și facă pe aici, anul care au curs. Deci, tot le adună băieții, le pune remorcă, am la CAP-ul acolo containere, le umpli, când vine romprestul ăla în interval de timp, mi-l îi bădește, dar le tot bani. Tot bani din bugetul local. Așa că,
În cazurile excepționale, unde chiar nu locuiește nimeni și poate să demonstreze cineva că acea casă este a nimănui, o să fac procedura prevăzută de lege de vacantare, o să intri în proprietatea statului, a comunii curavâi și asta e. Deci și asta trebuie să fie clar înțeles. Pentru că nicăieri, sincer, nicăieri pe raza văi totușului și la nivel onești, care e vorba aia, are buget. Nu, eu spun o persoană, stai, nu stai o persoană. Mai să nu-l luat cei care au magazine în curte, cum plătesc cu noi? Și persoană fizică și nu. Magazin? Nu. Conform angajaților. Acum. O singură dată, aveți declarație, o faceți ori pe PF, ori pe PJ. La mie, pentru cineva nu trebuie. Deci cine are? Are cele două declarații la regulament, ori persoană fizică, ori persoană juridică. Sunteți de acord cu proiectul? În forma inițială sau cu amendamentul? Da. Zic în forma actuală. Totul e de acord. Ok. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de stabilire a comisiilor de majorare a impozitelor pe clădiri și terenurile neîncredite de pe raza Comunei Gurabăi, județul Bacău, inițiator primar Denis Sipu, vă rog să-l asumă. Proiectul de hotărâre vine în completare a ceea ce am vorbit puțin înainte. Sunt pe raza Comunii Gurabăi și terenuri și clădiri pe care nimeni nu și-l mai dorește. Nu le achită nimeni taxele și impozitele, dar nici nu fac niciun demers în a clarifica situația juridică. Ia o mamă, ia o tată, ia o fratele. Nu. E acolo nu te înțelegi cu ei sub nicio formă, când te duci și încerci o executare silită, să-i oprești din bunul, vine și faci scandal, că știi că suntem 7 frați, că suntem 1 frați, că avem toți dreptul, că oprești la fiecare. Ei, ca să ajung la partea finală, să pot să pun un sechestru pe un bun, debitul, creanța pe care el înregistrează, trebuie să aibă un anumit quantum, adică raportat la valoarea lui. Nu poți să ai un om datorii 100 de lei și o să-i pun sechestru pe pământul respectiv sau pe casa respectivă, care el oricum nu mai lucrează. Pentru a putea crește progresiv impozitul, pentru ca valoarea executabilă să fie oarecum într-un raport cu valoarea bunului respectiv, proiectul de hotărâre vine ca să urgenteze situația clădirilor abandonate și degradate pe raza comună. Regulamentul e destul de, zic eu, de simplu, de înțeles. Avem o poliție locală împreună cu inspectorul de urbanism, care vor evalua, conform anexelor terenului sau clădirii respective, vor înainta acel raport, iar atunci când va fi cazul, voi veni în Consiliul Local, deci tot Consiliul Local va hotărâ acea majorare asupra unui teren sau imobil degradat, care strică aspectul comun. Toate comunele, vă garantez asta, puteți să intrați pe internet, toate comunele care și-au dorit o oarecare eleganță, măcar la drumul principal, au implementat un astfel de proiect. Numai la, cred că și la Dumbrava, am două petiții în sensul ăsta. Știți, celebrele petiții în care vecinul nu-și lucrează terenul și-mi intră șerpi. Vecinul lucrează terenul și mintră șobolani în șur. Vecinul a abandonat și acolo s-a întâmplat, a urcat ieri până pe stâlp. Astea sunt cazurile pe care vrem să le taxăm. Și vă spun și de ce. Ai la îndemână amenda. De acord. Cum dai o amendă pe defunct? Pentru că pământul este pe defunct. Ca cimitir. Da? Cât e impostat? Nu poți da o amendă pe defunct. De când te parte din fiscalitate, majorezi impostul, pui sechestru pe bunul respectiv. Dacă în termenul legal omul nu se apără și nu face contestații la executare, bunul intră în proprietatea primăriei. E timpul să luăm, adică să iau, nu luăm, eu doar vă propun, să iau și măsuri neplăcute. Pentru că întâlnesc cazurile astea zi de zi, petițiile și reclamații la primărie în sensul ăsta curg, inclusiv recent la Dumbrava, un cetățean, acolo lângă Iov sau ceva de genul ăsta, mi-a spus că sunt probleme, nu mai lucrați, sunt cu pădurii, intră mizeria la el în curte. Sunt suficiente
La Iobu, la... E nicio bani, nu știu. Este în Grăboi, la Soră, sau da. Nu știu cum știu. Deci, astea apar în permanenți, iar ca măsuri, în afară de o amendă pe care nu o să o recuperezi niciodată, nu ai ce să iei. Regulamentul vine în sprijinul administrației locale și cu scopul de a responsabiliza moștenitorii, în general, unui bun, să te pună demersurile necesare să-și îl însușea sau să-l împartă. Cam asta e. Sunteți prieteni la urmă? Motivarea care vibrează, mă, nu e nicio. Nu, supuneți, doamnă, o domnul mare medicament. Asta e ceva normal. Eu zic, e ceva normal ca să. Toată lumea de acord. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind stimularea natalității la nivelul comunei Grabăi prin acordarea unui stimulent financiar și restituție pentru un născut. Inițiator primat prin instituție, vă rog să luați cuvânt. Intrăm în sfera acordărilor de facilități sociale, dar nu fără obligații. Am văzut câteva proiecte de hotărâri de tipul ăsta bine implementate la alte primării, precum primăria Bălcescu. Știm cu toții, sau o să știți cu toții, nu chiar toți, ce presupune venirea pe lumea unui copil. Alergătură, stres, operații, spital, costuri, pachete. Judecând așa după tineri de pe raza Comunii Grabăi, nu toți sunt foarte potenți financiar. Și costurile care apar la nașterea unui copil sunt însemnate. Consider că putem și ne permite bugetul anului viitor, în condițiile în care anul ăsta s-au născut doar 41 de copii, și au murit 120 de persoane. Deci nu ne acoperim nici cu jumătate din... Alcate, din am mai spus, în 2013. 21 de copii și 100 și nu știu câți de decedați. Regresul comunii la nivel demografic este bine cunoscut și îl puteți vedea și dumneavoastră. Deci nu cred că și astăzi va muri cineva. Deci se moare constant. Nu spun că acum o să avem un baby boom, cum spun specialiștii, un boom de ăsta din naștere. Dar aș vrea ca viitorii părinți să simtă că administrația locală din Grabăi pune preț pentru fiecare copilaj venit pe lume pe raza Comunii Grabăi. 1000 de lei net nu-i în capăt de țară. Ar însemna un impact bugetar dacă s-ar respecta ce a fost anul ăsta, 41.000 de lei. Dar, știu, eu nu știu dacă va influența prea mult dragul ăsta, așa, o mai vedea. Eu voi fi de acord că așa este. Eu n-am spus că va influența. Eu am spus că dragostea mie din tineri părinți, mama nu mai da nimeni să facă ce-i făcut. Eu să fac de mișat pe lucrurile Hai să facem și noi câte un copil. Domnul Mirat, vă spuneți și părinții, adică bunicii noștri, că așa mai mulți copii, avea teren, pământ, ce să muncească? Ce era dragoste? Sunt palade. Zero persoane. Dacă nu mă sunați, la unii ești la mici. Are dreptat că vă la primărie. Iar aceștia de ce sunt din naștere să facă aia? Nu știu pe care să o luăm din pată. Acum mă gândeam că ce dar chiar eu i-aș fără nu știu nimeni la noi în sat. Chiar era din tot. Era de 100 de milioane. Așa am zis și eu, da. Doamna Palade vă dă răspunsul strict de legi. Nașterile se fac la unii. Și de ce să le rămâne un fac copii care trebuie tot? Pentru 1000 de lei... Nu, ăsta e scop. Încă o dată vă spun. Suntem și noi acolo. Știți că costurile acum, un om născut, puteam să dau tip trusou. Dar să vă spun de ce m-am ferit de chestii. Trusou ce înseamnă? Faci un pachet cu lapte, praf, cu aia, cu aia, cu aia.
mă complicam în proceduri de achiziții, bă, ăla nu vrea lapte praf nană, ăla vrea lapte praf nu știu de care, dar ăla nu-i dă lapte praf la copil, că el merge pe hrănire naturală și mă duceam în alte lucruri. Așa, dom'le, 1000 de lei în mână, să fii copilul sănătos, dea Dumnezeu să crească mare și din partea primăriei Burafăi, domnule, va alergea să de acord, nu. Eu să mă scriu la cuvânt, să vă spune. Haide să dăm 1500, zic eu. Deci, nu. Domn primar. Diminuiesc la apă, dar dumneavoastră? Domn primar. Domnul Tătaru, Bacău a avut o propunere de 2000 de lei și Bacău. Noi suntem Burafăi. Hai să fie acolo. Dar să trebuie și la ea de ce dați? Eu am un coleg care a spus așa la copii, băi, vă faceți nepoță, dar nu m-am apucat de făcut. Așa și la mine. Dacă nu m-am apucat, m-am apucat de făcut. Nu, dar exemplu să treceți la conducere, că stinie. Da. Nu, călduri, spicii. N-au râs. Bun, așa. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, înlocuire individuală, clădire administrativă, sat comunal de Bacău, împreună cu proiectul numărul 7. Trebuie făcut. Da. Cum v-am spus la bun început, m-am uitat în toate clădirile comunii, am văzut că degeaba încerci să faci ceva în interior dacă acoperișul îi spart. Diferența între cele două școli, ca să știți ce... Am văzut că diferență, la Pădinata mai mult. La Pădinata nu are asterial deloc pe interior, nu are lemn deloc. Deci va trebui bătut și lemnul pentru asta. Pe când capăta se prezintă bine, nu nu-i furat, nu plecau acolo. Pe când capăta are lemnul, mai sunt de schimbat. Căpriori și... Normal, ce mai, dar nu la nivelul, ci la Pădinata, într-adevăr, dacă cine a mai fost înăuntru, o pătruns apa și plouă efectiv în camera unde se vota. Nu se da. Nu putem să lăsăm așa, că după aia... Da, era o parță, sărac, bai de cap, cum e șo acolo, era în vedeți, nu... Nu băgați banii care au dat atunci, oră ce vrei. Ok, da, e bun, eu v-am spus, n-am uitat, de anul trecut, la capăt am văzut să vă spun frumos cu părculețul ăla, parcă un teren din fotbal frumos, bine și ăla. Aleu, m-ați omorât cu fotoane. Păi, domn primar, hai să vă spun, în cap, dar sunt mai mulți copii decât în Dubrava. O să facem mai fotbali și ce vreau să înțelegeți? Cu apa, cu proiecte importante, hai. Am văzut în vedere, până la sfârșitul mandat, așa, nu te uite acum de... Cobor și la temelia, ce-ți mai știu? Ce-ți mă cobor la temelia? Aia să nu o plătești, nu o plătești din voi, nu o plătești din voi, de tot. Dar eu sunt, că ești la Dubrava, ce-ți trebuie capăta? Ok, hai să puneți la vot, suntem de acord, când se face cu zlubi de acolo. Toată lumea este de acord? Mergi și cu următoare două proiecte, la fel. Am primit o donație de mobilier pentru grădinițe. Deja este dat la grădinițe, din partea unei asociații umanitare. Numai că, na, să nu creadă oamenii că am făcut noi, cine știe ce am făcut cu el, le-am dat pe sub mână. Le trecem prin Consiliul Local, îi dăm cu titlul gratuit către școală, doamna director semnează, eu semnez predarea primirii, bonurile sunt la ei. Ei ne bucurăm când intră cineva. Știi ce? Normal. Se pune la cot? Toată lumea de acord? Conțelul a venit ceva de spus. Ceva rugat, da? Ce-a făcut? Mai înainte de-ai treaba că spuneți în mine. Păi să iei vezi. Aveți secrete, da. Proiectul numărul 10. A rugat la Dan împreună. Ok. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului cultural dat din și obiceiul Sămoșești, Comuna Grabăi și regulamentul de organizare și desfășurare al acestei an. Inițiator primar Tunei Schiet, vă rog să vă ascultăm. Ce frumos sunt, scuze-vă, frumos sunt, chiar că sunt frumos, v-ați ani de consilier, poate că e un proiect bine venit. Și zic că o să fie imparțial, cred că nu o să fie. Da, m-a dat o lacrimă, domnul Tătar. O să fie? M-a dat o lacrimă. De ce? V-ați prezentat, mă. Nu face discrepanță, nu face discrepanță, nu. Deci nu dăm bani, eu mă și nu spun, dăm bani pentru ceva special, nu mă știu dacă ai la Grabăi. Știu. Domnul Tătar, hai să lăsăm ce-o mai fost, că dacă mergem mai de-o mai fost, dăm numai înainte. Trăiești în trecut, domnul Tătar, trăiești în trecut. Eu știu că... Te rog, nu-i ok. ...caie de anul trecut pe care îl găteam de la postul, luam o continuă, nu vorbesc de locul ăsta, de-a fost 16 ani. Da. Proiectul vine exact în preîntâmpinarea discuțiilor pe care au fost de-a lungul timpului și pe care eu le cunosc. Am un mers pe măsură de transparență și eficiență.
avem suficienți bani în buget aprobat și chiar dacă nu sunt, s-o mai găsit sponsori, ca să promovăm după un an în care nu s-au organizat din cauza pandemiei, să promovăm ce-o mai rămas din datele și obiceiurile strămoșești. Consider că avem și obligația asta morală, în primul rând, și putem să fim niște oameni deschiși și fair play față de toți cei care vor participa la acest eveniment. S-au înscris, așa cum vă spuneam la început, avem cai, avem urși, o să fie capră, o să mai fie un colindător, cât un murător, lung. Iar ce o să? Ideea este că nu las sumele la cheremul meu, ci mi le-am propus dumneavoastră sub forma unui regulament de premiere, în care veți nominaliza doi consilieri care să facă parte din Comisia de Jurizare. Nici eu, nici domnul viceprimar nu vom face parte din această comisie. Că știți de ce? Așa e mai bine. Sumele, credeți-mă, că ne ajung, ne acoperim cu tot și unde o să mai fie nevoie, ne descurcăm. Deci nu e vorba de bani. Zic eu că pentru eforturile care le-au făcut premiul 1, având și un număr de persoane, având și o anvergură în spate și o implicare mai mare, va trebui să iau o sumă mai mare. După care, gradual, putem ține cont, comisia va ține cont. Care sunt datele și obiceiurile locale, care au venit în altă localitate? Da, am lăsat, ați văzut, de la mențiunea 1 până la mențiunea nu știu care. Iar dincolo de participare, o să primească toți. Restul ce ține de organizare nu costă nimic Consiliul Local, m-am ocupat personal de asta. Deci nu, de asta am spus, vreau să trec în Consiliul Local, vreau să fiu transparent, vreau să fiu deschis față de dumneavoastră și sumele sunt tale, dacă considerați că trebuie modificate. Eu zic că sunt bine acolo. Așa, două întrebări aici. Dăm un exemplu. Dacă sunt două formații care ocupă locul întâi. Sunt bani. Nu știu, nu. Dar nu, o să dăm 2500, 2500. Nu mai acordăm locul 2 și rămâne 3, ca și la sport. Dacă sunt două medalii de aur, medalii de argint nu o să mai fie. Obiceiurile mele strămoșești, da? Dacă v-ați luat o întrebare de ce e premiat și ursul de la Slobozia, l-am premiat pentru că în trecut Comuna Guravăi și satul Guravăi cuprindea și Slobozia, cuprindea și Jăvrei. Eu am argument și legal, dar la data la care susținem acest festival, noi premiem și susținem datele și obiceiurile Comunii Guravăi. De asta aveți premiul 1 cu criterii, premiul 2 cu criterii, fiecare are criterii. De asta va fi o comisie de jurizare care va acorda premii. N-are cum să fie, nu pot să cred, să vină două formații identice din Comuna Guravăi. Cel puțin din ce s-a scris până acum, nu. Mă termin până pe 3 zile, va fi și asta o problemă. Bun, e spre crea șansă să mai te-ai scris până pe 3 zile, faci parte din algoritm, ok, vii bine veu, nu primești bani. Deci, tot a doua întrebare, și dacă vorba de juriu, eu propun pe domnul Antoche, de la noi, are și o vârstă mai tine. Pentru ce? Să fiu spațiu spart din juriu. Eu nu le dau nimic. Spart din juriu, nu le dau, nu vezi banul de acasă. Da, de ce ați făcut? Nu, eu n-am treabă, vreau altceva, ne-am spus, din că eu am ceva experiență cu ota și... Și înainte am organizat. Un lucru este clar, domnule primar, foarte bine și foarte bună suma un pic pe timpul la fanfară care are 12 oameni. Dacă știi și ești organizator de așa ceva, trebuie să dai 200 de milioane oratoare. Deci dacă tu de ruși ca primar și dai 10 milioane de bus, ce faci cu omul ăla? Nu-ți plătești nici un mașină. De sau, aici ar trebui sprijinit, dacă este mașină în Otirom, fanfară. Sprijinit dus imediat cu microbusul dus la primărie la Onești, dacă este nevoie dus la primărie la Comănești și acolo este ok. Că numai așa putem să noi am fost. Comănești știu că organizează mereu, dar nu cu aceea. Și ei dacă au aceeași regulament că la noi... Mai am luat de două ori la Comănești, locul întâi, 5.000 de lei. Nu, dacă au aceeași regulament,
o să le dea 100 de lei sau 500 de lei pentru participare. Nu. Două. N-a existat nici. Nu e exprimare. Oricum, fanfara de la Gurabuie. Acum, în exprimare. Adică de jos la Gurabuie nu a fost dată mai jos în locul. Da, nu știu. Eu am spus dacă am plic acela și mai încotrea. De exemplu, toată suma care ar fi pentru la dimensiunile astea, ar fi 10.700 de ani, poate să mai poate mări. Da, da. Care... Mă gândesc, nu știu câte diplome de participare să fie, o să mai vină copii. Sunt copii de participare. Eu am lăsat o rată cu doba, eu am lăsat și un... O marjă. O marjă. Cu mențiunea că, da, dacă mai sunt, asta e părerea mea personală, și cu toată inima. Mai sunt formații care au, într-adevăr, instrumentiști. Astea sunt foarte scumpi. Trebuie sprijinit. Deci juriul care va fi, juriul care va fi, ține cont de cei care au instrumentiști. Când vine la tot. Iată, ia 15 milioane pentru două zile, pentru ora nu poți să-i dai 100 de lei. Cam asta ar fi părerea mea. Avem bani, avem 26 de mii. 23 de mii, dacă va mai primi, mai suplimentăm, adică e păcat că mai nu la televizor la alții și bine să... Mai evitit mai nu știu ce. Da. Mai sunteți că e la cuvânt? Comisia de nominalizare, am spus doi, unul de omul în doi, nu mai trebuie unul. Nu, mai sunt nominalizați, ca să se punem la vot. Doi consilieri locali să facă bani în jos. Eu am propus de omul în tot. Eu propun pe domnul afară. Dar poți să fii să fiți pe 31 prezent? Da, da, da. Deci domnul afară. Dacă nu mai sunt alte nominalizări, propuneți cele două nominalizări să facă parte din juriu. Așa. Cine e pentru? Cine este pentru? Sunt de acord. Și pentru proiect. Sau dacă nu mai de acord? Da. 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 Proiectul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului traseului și orarului de funcționare a stațiilor și a consumului de carburant pentru microbusul școlar. Inițiator primar din Vă explic pe scurt ce s-a întâmplat. Din statul Păltinata au fost înaintate un număr de 7 petiții cu privire la diferite aspecte ale funcționalității microbuzului școlar, de la conduită până la traseu. Încă suntem în cercetare, adică încă vom audiem persoanele care o reclamați, să înțeleg și eu ce vor, unde vor să ajungă, despre ce este vorba. Iar aș vrea ca cu data din 1 ianuarie regulamentul să fie pregătit și stabilit. De asta vă rog prin Consiliul Local să mă abilitați ca să facă acest regulament printr-o dispoziție a primară, pentru că abia săptămâna asta voi termina de luat declarațiile și de la șofer și de la persoanele care au reclamat. Nu vă mai chem încă o altă ședință să mai dăm regulament pentru 1 ianuarie. În principiu, ce solicită cetățenii satului Păltinata este schimbarea traseului microbuzului școlar, în sensul că ar vrea să ajungă până undeva în zona Lubrânduș, până în altă parte, undeva pe la Tiliț, am înțeles. Sincer, vă spun, aș da curs acestei cereri, datorită faptului că e iarnă, sunt unecărebii, chiar dacă iluminatul merge, pe zona satului Păltinata s-a semnalat prezența ursului, știți, toată lumea. Nu aș vrea să... Doamne ferește, să punem rău înainte, pentru 100 de metri sau 200 de metri care nu-i parcurge microbusul să trezească copilul cu vreo orătanie în față, că îi vede tot televizorul. Dar nu am terminat la timp regulamentul pentru că încă nu am audiat toate persoanele. Că eu depus petiții, noi am invitat, dar au venit prima dată numai doi. Restul de 5 au spus că lucrează și am stabilit la alte zile. Acum unul care trebuia să vină săptămâna asta nu mai vine mâine ca să-l audiem. O să dau un regulament. La consum nu umblu, consumul stabilit pe hotărâri de Consiliul Local, doar regulament, traseu, orar și stații de oprire. Atât. Păi, parcă pe acolo drumul vot, deci oameni se ajută. E bun, are. Tocmai de asta vreau să văd exact ce solicită fiecare. Sunt obișnuit cu ei, toți vor... Dacă îți poate să-i lea de la poartă la casă. Nu e de la poartă, pentru că de la postă și până la Brâncuș mai sunt 2-300 de metri și drumul e bun, deci fără nicio problemă îți poate merge. Știu. Și să iasă pe la Dinu. Păi de acolo iese, dar să ducă de la Troiție să meargă până la Brâncuș. Are unde se întoarcă, este... Da, intersecția, unde întoarce mașina de cu noi. Mi-am cam punctat așa unde trebuie să ajung, dar am nevoie și de... să încheie această... regulament. Cercetare.
Dacă știți că ajunge microbusul, nu asta nu e problemă. Da, 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 ori cu 5 minute plus, ori cu 5 minute. Nu e problemă. Tot drumul e, da. Se pune la vot acest proiect? Da, așa m-am trebuit în microbusul. Fac mai stai? Da. Când eram la școală, pe care mi-a luat banii, la școală. Următorul proiect, proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere, pășun 12.110 din 10.07.2020, încheiat între Comuna Grabăi și Pașcu Doina, inițiator primar Tenesi, vă rog să vă ascultăm. Da, mulțumesc. După o carieră de 35 de ani, dacă nu mă șel, în oierit, domnul Pașcu și-a vândut toate oile. Era ăștia ne cumpăram eu. O renunțat la... la stână, voi ieși la prieții de drept. Probabil și vârsta, ceva probleme de sănătate din ceea ce știu, fapt pentru care ne-a solicitat să-i aprobăm rezilierea contractului, conform și prevederilor contractuale și OG 34 la vânzarea, la pierderea efectivă de animale, rezilierea se face fără daune, fără despăgubiri. Sunt două motive, pentru stare de sănătate precară și pentru vânzarea animalelor. Zic că putem să aprobăm proiectul de hotărâri. Vă lua cunoștință faptul că acel lot de pășuni nu va mai fi scos la licitație până la întocmirea amenajamentului pastoral conform prevederilor OSPA. Deci nu îl vom mai scoate la licitație. Rămâne așa cum e. E păscut. E păscut, nu dacă o să rămână, dar nu va mai fi scos la licitație. Să se spune la vot. Să se spune la vot. Toată lumea e răsat. Proiectul numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Grabăi pentru anul 2021, inițiator primar Tinesi. Vă rog să ascultăm. La intrarea guvernare a Partidului Social Democrat, am primit și noi la final de an o sumă de 250.000 de lei, care, conform proiectului de hotărâre, în mare parte, va rămâne în fondul de guvern pentru anul viitor. De acolo vom direcționa pentru investiții. Restul sunt pentru mici cheltuieli curente, care și ele la urma urmei, dacă era să mai fie un, zic, un surplus de motorină, de plătit, dar ne-am încadrat cu tot banii. Deci tot ceea ce a rămas în buget pleacă spre excedentul bugetar al anului acesta. Prima rată la mașină. Nu renunțați la apă? Nu, mă încântă, mă încântă. Nu spun că nu, dar nu, nu. Sunt un om cu picioare pe pământ, nu. Atâta de băgat bani la asfaltare, la... Nu se renunță la apă. Eu te aduc în Dumbra Vascarea. Este 157 din TV. Nu, băi, eu sunt oameni care fac. Tu dacă ai apă, vreau ce să mai crezi? Zbani, vedeți-mă, zbani. La carte spunea ce nici măcar în rate, Michel. Păi vrei și bani de ei. Nu. Avem, v-am spus, avem o investiție de care trebuie să ne ținem la rubrica diversă, să vă dau și informația, ultima informație. Supuneți la vot! Ce să mai dați? Tot am venit. Ce-a pus ăsta la Grabăi nu mai dă nimic în starea așa. Nu mai spus. Luăm acum bani de la pe, eu te-am spus. Eu vreau la televiziune și mă duc în Dumbra. La rubrica diversă vă spun, vă dau o veste bună, în urma insistenților pe care le-am formulat pentru Ministerul Dezvoltării. Avem așa o... Nu puteam dormi eu foarte bine din cauza faptului că aveam doar un an de zile finanțare ca să terminăm alimentarea cu apă. În birou la mine este act adițional numărul 5, prin care ne s-o prelunge finanțarea la alimentare cu apă din partea Ministerului Dezvoltării până în 31.12.2023. Proiectul e 6 luni de zile, deci nu... Dosar, asta nu trebuie să mai știe nimeni. Dosarul este la CNSC, dosarul procedurii este depus, stadiul de achiziție este depus la CNSC, avem punct de vedere a tuturor persoanei implicate. Zic eu că în prima săptămână a domnului an o să avem și decizie. Și putem încheia contractul. Mulțumesc frumos, să înceapă. În care am încheiat contractul, ordinul începerea lucrărilor o să fie... Măcar în primăvară, că nu dacă nu vorbim. E tot de când e vremea bună, nu pot. Rugămințile din rigoare următoare. La 31 decembrie aveți calitatea de consilier local, de aleș. Sunteți invitați toți să participați. Va fi în spațiu deschis. Nu voi face în cămin ca să nu iasă discuții. Nu vreau să cer teste PCR la oameni și nici certificate de vaccinare. Vremea se anunță bună. O să organizăm în fața primăriei. Amenajăm așa cum trebuie. O să avem instalații de sonorizare. Totul va fi ok. Vă invit la date și obiceiuri, alea care sunt, cu astea trebuie să ne mândrim. Vă invit să luați parte.
cu mare drag vă aștept la ora 8 dimineața. Eu zic că ar fi frumos să participați toată lumea, pentru că suntem un for legislativ și e bine ca unul să vadă că avem și ceva la propunere. Dacă asta vă interesează, așa de mare. N-am văzut dacă nu la protocol nimic nu era trecut. După ședință, după ce se închide camera, rămân din domnul viceprimarul pregătit ceva și din final de an. Depinde ce-o tăiat. Că unii ne mai vedem, pune cine știe. Sunt înscrie la cuvânt, la... Toate bune și frumoase.